Păi dai în mașină prostile. Astăzi o să cer provocări de la foarte mulți youtuberi. Chiar sunt curios cine ce o să mă provoace să fac. Sper să nu fie provocări din alea insane. De fapt, ba da, ar fi mult mai tare să fie din alea insane, de ce mint, pe care o să fiu obligat să le fac. Și dacă nu le fac, nu știu, probabil o să se revanșez de ei cumva. Dar înainte să vă arăt ce m-a provocat fiecare youtuber, neapărat vreau să vă rog să vă abonați canalului, pentru că nu m-ați mai văzut pe aria asta de vlogging și fac pare că sunteți foarte mulți noi, așa că abonați-vă pentru că avem content maker, apăsați butonul de like dacă mai vreți clipuri în continuare și hai să vedem ce m-a provocat youtuberii. Bun, băieți, acum hai să începem direct în forțe. Dăm mesaj lui Zbâr și scriem: salut bro, fac un clip în care cer provocări, dăm ce ai mai bun. Bun, hai să-i dăm mesajul lui Pain și să-i scriem: bărbate, ceva tare. Ok, i-am scris lui Zbâr, i-am scris lui Pain. Hai să-i cerem o provocare și fratelui Mițu. Ceva forță. Hai, cam încredere în tata Mițanu că ne dă și nouă acolo ceva tare. I-am cerut provocarea și un site. Pe cine să luăm următorul? Vedem. Punem și lui focul. Gata. Până acum am cerut provocări doar băieților, hai să cerem provocări și unei fete. Hei Miriana, hai să vedem de ce ești în stare. Chiar nu mă aștept să primești ceva greu, adică pe bune, ea nu o să se gândească să mă troleze. Am continuat să cer provocări și altor youtuberi, dar... Băi, momentan zic să lăsăm așa că nu aș vrea să mor făcând provocările astea. Acum tot ce trebuie să facem e să așteptăm provocările și după să ne punem pe ele. O să fie greu. Băi, îți avem prima provocare de la Gami. Te provoc să găsești în gunoi un bon și să cumperi exact ce e pe bonul ăla. Fuck! Vreau să fac una în gunoi. Oh, hai să o facem. Da, mă, de-abia așteptam să mă duc să caut prin gunoaie în mijlocul lumii. Mi-am luat telefonul, nu filmez cu camera, că o să pară un pic dubios când o să fiu cu camera așa și o să vă arăt că o să caut într-un gunoi. Gami, te urăsc. Ajuns la momentul ăsta în viață în care o să-mi țintesc genele unde să caut. Bă, Gami, aș piciorul să-mi bag. Nu știu dacă o să fie cel mai bun ninja, dar... Oh, veniți-ne la din față, sper că nu m-am văzut. Ok, hai să vedem ce trebuie să cumpărăm. Cola zero, nu știu unde găsesc. Pâine, salam, salam. Și ceva de la Milka. Ok, hai să vedem unde găsim toate astea. Bine, să cred că de Dobitoxul m-am învârtit atât de mult pe lângă cola asta. Nu cred că urăsc ceva mai mult pe pământul ăsta decât să fac cumpărături. Mă înțelegi, dar că asta e pristura pe care ne zice acolo pe bon, că alta nu văd de la Milka pe aici. Salam, și-am găsit și salamul. Și acum hai să mergem să le plătim. Toți prietenii mei mi-au zis: vino frate la București, că stai, ce să faci, o să faci vloguri, o să fie șmecher. Am căutat în gunoaie pentru bonul ăla și aici sunt toate produsele pe care le-am cumpărat. Salam, pâine. Ce mă îngrijorează mai rău e că asta e cea mai ușoară provocare care a fost. A doua provocare vine de la Stai și hai să vedem că el ne-a dat clip video. Vreau să te dezbraci de tricou, să te duci la cine e cel mai aproape în momentul ăsta de tine, Zbâr, Gami, Pain, habar n-am, și tu să te culpezi la el fără tricou, ce să te mângâie pe purta. Doamne, ce nebun! O să fie dubios! Urmează să vină pe la mine pentru că vreau să filmeze ceva cu niște dulciuri. Mă rog, o să aveți vlogul live pe canal. Dar nu uitați că noi am primit acum câteva secunde provocare de la Sykes. Să ne dezbrăcați în fața cuiva să ne mângâie pe burtă. E bine, asta o să facem, o să mă dezbrac de tricou ăsta și o să-l primim pe Pain. Sper să nu fie cu Miriana totuși. Dar o să fie cu Miriana. Peinuț! Ce faci? Bine, am venit să mănânc. Ai venit să mănânci? Mânghie-mă pe burtică. Ok, gata. Denisa iarăși m-a provocat ceva. De fete, îi provoc să porți perucă până la finalul zilei. N-am o perucă, dar știu de unde să fac râs de o perucă. Doar e bruneta, are breton. Nu, că vreau să văd cum arăți. Da, e bună de capul meu asta? Eu zic că e bună. Nu știu cum se pune. Breton în față. Gata. Stai că ți-ai intrat breton înăuntru. Scoate-l, scoate-l. Nu înțeleg. Ajută-mă, te rog. Uite, văd. Mă simt cringe. Zici că sunt mama aia care... ...de piastră la tine. Da, stai, mama. Bă, mă simt prost. Simt cringe. Știu că arăt oribil. Chiar vrei să stau cu asta toată ziua? Da. Cum să mă, băieții? Scrieți în secțiunea de comentarii. Sunt și o fată frumoasă, așa o să mă vedeți pe tot restul clipului, să știți. Datorită ei. Eu zic că ești foarte drăguț. Cine m-a provocat să fac duș la spălătorie? Da, tu mă speli. Suntem aici cu domnul care o să-mi facă felul. Da, aștept voie să-i fac un duș la Robi. Normal... Nu-mi ia ăsta banii, mă. Normal trebuia să am perucă, dar fiind al lui Denny am zis, bă, hai să n-o uți, totuși am dat-o jos. Deci vrei cu apă sau cu spumă? Cum, bă, să fie bine, mă, să fie bine. Hai, da, să vedem. Scrieți în comentarii, băieți, dacă Robi o să facă hipotermie sau nu. Ai, 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 ai. Nu da-ne aproape. Nice to see you.
Bă, băi, îndura ca un campion. Băi, eu zic că s-a pus, nu? Mă, mâncam în cap. Trebuie să ajung acasă. The fuck? M-a nenorocit, nu mai zic nimic. Bravo, bă, Robi. Zi, mă, s-a pus provocarea, gata? S-a pus, sunt mândru de tine, băieți. 10.000, 20.000 de like-uri pentru Robi. Deci dacă se fac 10.000 de like-uri, facem și partea a doua. Facem și o să fie provocări, o să fie provocări mai nebune. Bilin care a provocat să... cere numai ketchup, gen să cumperi doar ketchup și dă-l gât acolo. Uai, de viața mea. Ok, hai să facem asta, o să-mi fie rău. Nu am apucat să mai merg la Lari să dau gât la ketchup acolo, dar ne-a salvat fratele Sebi cu un sos de maioneză. Scopul inițial al provocării era să merg acolo și să mă vadă toată lumea gen cum mănânc ketchup gol. Scrieți voi în comentarii dacă se pune, dar o să dau gât la maioneza asta. Nu sunt fan sosuri, sincer. Mamă, bă, dar e multă, bă, și Sebi nici măcar nu cred că a ținut-o în frigider, dacă vreți să vă zic sincer. Și... nu vedeți să cred că am înghițit asta. Mătălin m-a provocat să merg în Cosmopolis, în stația de autobuz, să cer bani să-mi iau un bilet. Adică să cerșesc. Băi, de viața mea. Băi, în viața mea n-am făcut chestiile astea. Văd că sunt doi oameni în stația de autobuz, să mergem acolo să cerem, nu știu, 10 lei, cred că atât e un bilet. Unde, mă, 10 lei un bilet? Unde te crezi că mergi, în Maldive? De mă, un bilet? Nu știu, 2 lei. A, ok, băi, să cerșim. Hai să cerșim. Mamă, mă vede și cu perucă. Eu nu s-aș da, sincer. Nu, no, ai vrut să te țin de mânuță. Poți să mă promos, te rog, cu 10 lei pentru un bilet? Să faci ceva, stai și cu ce voi. Aici băiatul ăsta mi-a pus-o la fileu, pentru că Miriana a găsit o provocare în care eu strească să ies afară și să cânt cu voce tare. Am găsit în geanta ta un bilet de la cineva și un telefon la tine, două numere străini. Mersi frumos, apreciez. Mițu mi-a spus, intră într-un doberon și plimbă-te cu el. Eu încă nu am permis și cred că o să fie destul de fain. Hai să facem asta. Toată sunt ciufulită, băieți, că asta m-am jucat cu peruca. Te uite ce mă iubește să fie, el are grijă, mă, de mine, el are grijă. Asta e pubela cu pricina. Stai, că îți deschid eu ușa. Bă, fii atent, urci și mă împingi tu, că n-am cum să mă împing eu. Cum să te împing? Așa, mă. Să-l împing drept cu capul, să dea fești în mână. Ai care piedica pusă. Acum ai scos piedica, bă. Trebuie să-l scot ca să mă dai. Când aveți de cineva, oare ce părere are? Ah, okay. Băi, să nu faceți asta, v-am zis și la început, vă zic și acum. Hai, mă, sari, fești. Hai, zic, mă, băiatele, hai, zic. Hai, dă-mă. Dar că ce se potrivește, să mă. Ok, împinge-mă, dă. Păi dai în mașină, prostule. Am unde să te împinge altfel. A, băieți, mă, pup. Hai, dă-mă acolo. Mamă, ce fac? Bă, abonați-vă, dați like. 10.000 de like-uri și facem partea a doua cu provocări mai nebune. Mi-e lasă urât. Bă! Când eram mic, am făcut parkour, băieți. Peinut mi-a zis că știi un meci de Fortnite fără să folosești build-uri. Uite, acum avem unul cu el. Hello, mort, mă, bravo, Gami. Asta vreau să văd, frate. Let's go! Money line, I'm a runner.